În aceste zile, la Sala Sporturilor din Deva se desfășoară Cupa Europeană la Judo pentru juniori, competiția la care participă 370 de sportivi din peste 20 de țări a început sâmbătă și se va încheia miercuri 21 mai. În sportul de performanță nu se admit greșeli, nici când e vorba de o competiție, deci totul trebuie să meargă ca uns. Întrecerea este organizată de Federația Română de Judo în colaborare cu Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Deva, Sport Club Municipal Deva și Colegiul Național Sportiv Cetate Deva.